Până la această dată, la Direcția de Asistență Socială au fost depuse 786 de solicitări de ajutoare de încălzire. Peste 300 sunt ale celor care se încălzesc cu lemne și cărbuni, 260 în sistem centralizat, 75 pentru încălzire cu gaze și 60 pentru energie electrică. Consumatorul vulnerabil care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de o subvenție lunară acordată de la bugetul de stat în funcție de tranșele de venituri până la 786 de lei pentru persoană, pentru familie și 1082 de lei pentru persoană singură. Direcția de Asistență Socială a primit de la tipografie formularele și a început distribuirea acestora la asociațiile de proprietari. Dosarul va cuprinde cererea declarație pe proprie răspundere, însoțită de o serie de documente doveditoare privind veniturile familiei sau a persoanei singure din luna anterioară depunerii cererii, componența familiei și calitatea de titular al locuinței. Cererile pentru încălzirea cu energie electrică, lemne sau cărbun se ridică de la sediul Direcției de Asistență Socială. Pentru primirea ajutorului de încălzire pe toată perioada sezonului rece, cererile însoțite de documentele justificative trebuie depuse până la data de 20 noiembrie. Vor fi acordate pe lângă subvenția de la bugetul de stat și ajutoare lunare de la bugetul local. Tot în funcție de tranșa de venituri, în funcție de venitul mediu net lunar. Aceste ajutoare se acordă pentru cei beneficiari care folosesc energie termică în sistem centralizat și aceasta presupune o compensare la valoarea totală a facturii diminuată cu procentul respectiv. În lista bunurilor ce conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței și acordării ajutorului social se numără clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești, autoturism sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap, depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei, suprafețe de teren, animale și păsări. De reținut este faptul că toate documentele și declarațiile pe proprie răspundere ale solicitanților vor fi verificate de angajații Agenției de Plăți prin efectuarea unor anchete sociale, iar acolo unde se vor descoperi inadvertențe față de cele declarate, vor atrage după sine consecințele legii.